Trecem repede peste faptul că au trecut două săptămâni și îmi pare rău și haide să vedem cine este câștigătorul la Versus 2-2-14, 2-2 cel fără superputeri. Toate regulile sunt în descriere, pentru cine e nou tot ce trebuie să știți este în descriere. Ultima dată a fost Michael Myers versus Mystique pe Marele Zid Chinezesc. Mulțumesc o dată, Adi, pentru background, mulțumesc tuturor celorlalți care ați trimis poze, desene, whatever, le pun acum pe ecran. Mulțumesc frumos. Foarte mișto și trimiteți în continuare cine vrea să trimite pentru versusurile, versusul de azi, versusurile care o să urmeze, luptele care o să urmeze. Puteți să le trimiteți pe Instagram, o să pun în descriere Instagram-ul și pe pagina de Facebook Recenzii Filme Cinema. Hai să vedem cine a câștigat. Am vorbit despre faptul că îl luăm pe Michael Myers. Nu din sequeluri în care Michael Myers era blestemat, era invincibil, invincibil nu putea să moară, putea să moară eventual, nu știu, decapitat, să zicem noi că decapitat e ok, ar fi cam figura care ar, sau mă rog, ciopărțit probabil în bucăți și puse în foarte departe unele de altele, să zicem. Nu o să luăm varianta aia de Michael Myers, o să luăm varianta Michael Myers din primul film, care oricum e foarte puternic, a murit, moare foarte greu, pentru că nu prea a murit de fapt, adică împușcat de nu știu câte ori și căzut de la balcon și chestii, e foarte rezistent, deci e destul de ok. Am zis să fie mai echilibrat în lupta cu Mystique, mai ales fără pregătire pentru nimeni, Michael Myers cu cuțit, Mystique fără nimic, agilitatea ei, luptă destul de bună corp la corp și faptul că poate să se transforme în orice persoană. Lumea a votat că dacă ar fi fost oameni, am întrebat dacă ar fi fost oameni pe zidul chinezesc, plin de oameni, și dacă n-ar fi fost nimeni pe zidul chinezesc. În principiu, dacă ar fi fost mulți oameni pe zidul chinezesc, sunt șanse mai mari pentru Mystique. Ați votat și au fost argumente. Dacă nu e nimeni pe zidul chinezesc, șanse mai mari pentru Michael. Hai înainte să spun care au fost voturile, care au fost destul de apropiate, mai apropiate decât mă așteptam, mai ales că vedeam numai argumente pentru Michael la un moment dat, știi? În principiu, cele mai bune argumente pentru Michael Myers au ținut și de faptul că e foarte greu de omorât și dacă îl dai jos de pe zidul chinezesc, cum a zis foarte multă lume pentru Mystique, n-ar muri, adică dacă ne gândim la Michael Myers, chiar și cel care nu este indestructibil, mă rog, tot nu-l văd murind, adică dracu, luăm totul din filmele în care sunt personajele astea două, oricare din ele ar fi, și în cazul ăsta luăm și atmosfera din filmele cu Michael Myers și aceea din filmele cu Mystique. Nu prea e vreo diferență, nu prea e ceva cine știe ce la Mystique, dar la Michael Myers îl vezi căzând de pe zidul chinezesc, împins de Mystique, luat prin surprindere și aruncat împins. Eu îl văd revenind peste jumătate de oră, apare în spatele lui Mystique, știi? Adică asta, au fost multe care au zis chestia asta și depinde cum luăm. Dacă ar cădea de pe zidul chinezesc orice om, atunci ar muri, dar e Michael Myers, știi? Și dacă luăm atmosfera din filme, nu o să prea iau chestia asta în considerare, pentru că l-aș vedea și eu urcându-se, știi? M-am gândit mai bine și l-aș vedea urcându-se. Alte argumente au fost că e foarte greu de omorât, pentru că oricât de mult l-ar lovi Mystique, l-ar pune la pământ, l-ar da, l-ar lovi, i-ar lua, să zicem că i-ar lua cuțitul și l-ar înfige. Dacă i-ar putea să ia cuțitul și l-ar înfige, pentru că nu prea are Michael cum să o lovească, ăsta e un argument bun, având în vedere că îl luăm pe Michael Myers care poate fi omorât și dacă îi bagă cuțitul în ochi, atât, cam moare. Și o văd foarte mult pe Mystique făcând chestia asta. Argumente foarte bune pentru Mystique, agilitate, luptă corp la corp, faptul că poate să-l ia și prin surprindere dacă ne gândim la mulți oameni. Și dacă nu ne gândim la oameni, tot îl văd pe Michael destul de lent. Chiar dacă el mai mult e lent în felul în care a arătat în filme că se mișcă super lent și au fost foarte multe glume în care a zis că gen ar pierde la masa verde sau mă rog, pentru că n-ar prinde-o niciodată, știi, Michael tot timpul merge încet și aia ar fugi pe tot zidul chinezesc peste tot. O să facem în felul următor, pentru că voturile au fost destul de apropiate și anume 51 pentru Michael Myers, 72 pentru Mystique, dacă vă vine să credeți. O să facem în felul următor, am zis că luăm pe Michael Myers din primul film care poate fi omorât și atunci sunt de acord cu
șansele astea, 72-51, da? Aș sunt și eu de acord, aș zice, dacă luăm chestia asta și acest scenariu, eventual cu oameni pe el, ar fi șanse de 55% cu 45% pentru Mystic. Dar, pentru că au fost câteva voturi, cum v-am zis, au fost câteva voturi care au zis că îl dă jos ușor și îl ia prin strumentele și îl dă jos de pe zid, care m-am gândit mai bine și nu o să iau în considerare argumentele alea, pentru că sunt de părere că Michael Myers ar putea să revină și ar apărea înapoi, dar și ar lua-o de la capăt, ok, bun. Sunt și de acord că Mystic ar putea să-l omoare, cum am zis, prin agilitate și faptul că Michael e destul de lent și până la urmă ia cuțitul și îl înfige în ochi sau îi taie gâtul și îi taie capul și nu știu ce. Bun. Au mai fost și câteva argumente în care au zis doar Mystic pentru că e fată, Mystic pentru că e frumoasă și ok, au fost puține, dar e și chestia cu popularitatea, deși Michael Myers e foarte popular. Mă rog, o să-i dau câștigul lui Mystic, dar o să-l păstrez pe Michael Myers în cartonașe și o să-l iau în considerare pentru următoarele pe Michael Myers blestemat, care nu poate fi omorât decât eventual tăiat în bucăți. Da? Și atunci o să rămână Michael Myers în campionat, Mystic trece mai departe, Michael Myers rămâne în cartonașe pentru că o să luăm varianta de acum încolo a lui Michael Myers, dacă îl mai trag, dacă îl mai extragem, asta e, dacă avem norocul să-l mai extragem, îl luăm pe Michael Myers din sequeluri, îl luăm pe Michael Myers acela care este super rezistent, la mai puternic, la fel de lent, dar poate fi omorât eventual doar dacă îi dai, tai capul sau îl tai în bucăți și pui bucățile, nu știu ce, sau mă rog, îl dizolvi sau chestii de genul ăsta, da? Ok? Hai să vedem cine se luptă la versusul de azi, 2-2-14, cum am zis, da? Primul este Medusa, din Meduza cu șerpii pe cap, care dacă te uiți la ea sau la șerpi, te transformă în piatră. Meduza din mitologia greacă. Ups, a căzut pe jos. Bun. Medusa versus Medusa. Interesantă lupta. Oh! Daredevil. Vă dați seama de paradox aici, nu? Îl declarăm direct pe Daredevil câștigător pentru că nu văd... Ok, ce facem? Mai extragem o dată. Hai că asta a fost tare de tot, adică îl declaram câștigător pe Daredevil eu acum, știi, și nu e fun. Mâna de aur îmi face, na, face mișto de mine, Caterin Caz. I-am pus înapoi pe amândoi, hai să vedem. Mai sunt doar câțiva pe aici, în cartonașele astea. Asta e, o să mai adăugăm dacă e. Frankenstein, monstrul lui Frankenstein, de fapt. Frankenstein's monster, da? Monstrul lui Frankenstein versus, vorbim imediat despre ce putere are, mă rog, din câteva filme pe care le-am văzut. Oh, interesant! RoboCop! Ce tare! Frankenstein, monstrul Frankenstein versus RoboCop. Ce tare! Bun! Monstrul Frankenstein este un fel de... Să zicem că e un fel, chiar de un fel de Michael Myers, adică este foarte puternic, are puterea nu știu câtor bărbați, nu mai știu exact. E lent, ok, deși în unele reprezentări, da, mă rog, a fost filmul ăla cu Aaron Eckhart, I, Frankenstein, în care, na, nu prea o să luăm pe ăla în considerare, să zicem, în care tracul nici măcar nu prea țineau cont de chestia că e făcut din mai multe bucăți, din mai mulți bărbați, bucăți de bărbați, știi? O să luăm monstrul Frankenstein, mare, masiv, foarte puternic și, mă rog, cam atât. Era și destul de rapid, îl văd asemănător cu un hipopotam, știi? Că îi vezi că sunt grei, nu știu ce, foarte puternici, dar aleargă destul de repede. Că și asta țin minte că la un moment dat când începea să alerge, alerga ca lumea, adică nu-l prindeau sătenie acolo în moara aia, nu știu ce. Deci, da, versus RoboCop. RoboCop putem să luăm orice versiune a lui RoboCop, RoboCop ăla vechi care e clasicul, sau putem să luăm RoboCop ăsta nou, dar nu e foarte mare diferență, ăsta nou era mai modern, să zicem. E cam avant, să zicem că e mai în avantaj RoboCop cu atâtea arme și chestii.
Dar, na, nu e totuși de glumă cu monstrul Frankenstein. E rapid, până la urmă zicem că poate să fugă și să sară destul de mult. Adică e un fel de Hulk dus la minim, să zicem, știi? Deci Frankenstein versus RoboCop. Frankenstein. Ce scenariu, ce locație, ce? Oh, îi dăm ori doi? Ori doi ăla mai slabu. Deci, clar, Frankenstein. Ok, bun. Deci, RoboCop versus 2 Frankenstein. Cine consideră că e nevoie de 2 RoboCop, ok, să dea argumentul pentru de ce ar fi Frankenstein versus 2 RoboCop. Dar, nu. RoboCop versus 2 Frankenstein cu timp de pregătire, oriunde pe Terra, timp de pregătire un an de zile nu contează, oriunde pe Terra. Frankenstein or 2 versus un RoboCop. Argumente, voturi până data viitoare, o să urmeze versusul cu superputeri, sper că destul de repede. Timp, treabă, chestii bun, nu e ca și cum n-am pus clipuri în astea două săptămâni, deci... Mersi, vizionare foarte plăcută, pupa, da, pa, da, pa, da, pa, da, pa, da, pa.